Bună și bine ai venit pe canalul meu Rețete Ușoare. Astăzi m-am gândit să răspund la câteva întrebări legate de cozonac și atunci când greșim anumite lucruri, putem să le reparăm. Eu am câteva secrete, mai știu câteva lucruri de la bunica mea, mai ales culoarea cozonacului să fie un galben frumos și dacă rămâneți până la capăt o să vedeți, o să explic cum să obțineți acea culoare frumoasă, cum să salvați coca în cazul în care se întărește prea tare sau, la fel, cum procedăm cu drojdia. Când bunica mea, Ruxandra, făcea cozonacul, înăuntru avea o culoare puternică de galben. Și mereu mă întrebam oare cum era, ce dădea culoarea aia așa frumoasă. Așa că am întrebat-o pe mătușa mea și mătușa mea mi-a spus că ea ținea gălbenușul aproximativ 10 minute într-o ceașcă până se închidea la culoare, iar apoi îl punea în compoziția de aluat sau deasupra. Îi va da o culoare superbă. Mai departe, nu uitați de acest pas, înainte să stea la cuptor cozonacul, trebuie să stea la dospit într-o pungă, să transpire foarte bine și el se va dubla în cantitate. Așa va arăta. Va arăta ca o pufoșenie. Și îl puneți la copt, atenție, la o temperatură foarte mică. Este foarte important să stea la un foc și la o căldură mică. Dacă cozonacul se supără și se face foarte înalt, nu uitați să puneți o foaie de copt deasupra pentru ca ciocolata să nu curgă în cuptor și să se ardă și se va face un fum imens în bucătărie. Acest pas eu îl fac atunci când cozonacul se supără și vrea să iasă foarte, foarte înalt și mare. Dacă cozonacul se arde prea tare deasupra, puteți pune o folie transparentă deasupra în timp ce coace și îl va apăra să nu se ardă prea tare. Alt pas important este ca făina să fie cernută de 2 ori. Este foarte important și ca făina să stea la temperatura camerei înainte să o folosiți. Toate ingredientele cozonacului trebuie să fie la temperatura camerei sau călduțe. Nu uitați că sarea interacționează cu glutenul. În acest mod, trebuie să puneți sarea înainte în compoziție și să nu se întâlnească cu drojdia. Atenție! Toate ingredientele să nu fie prea calde sau fierbinți, pentru că va distruge drojdia și atunci acest proces de creștere nu se va mai întâmpla. Pentru ca cozonacul meu să fie mai delicios, eu întotdeauna adaug și esență de rom și esență de vanilie. Îi va da un gust extraordinar. Un alt pas important atunci când întindeți foaia și puneți ciocolata și nuca, este foarte important să o întindeți suprafața de lucru cu ulei și să strângeți foarte bine rola atunci când rulați. Știu că alunecă, știu că uleiul un pic nu te lasă să strângi foarte bine, dar dacă nu strângi bine aluatul, atunci se vor forma anumite goluri în rolă, în cozonac. La fel, îl împletiți foarte bine și strâns la capete pentru a nu se desface în timpul coacerii. Uitați cât de bine arată, îl voi pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Găsiți pe canalul meu o metodă foarte simplă. Și așa arată un cozonac perfect, crescut, cu toate secretele, foarte galben. V-am zis acest secret de la bunica mea și bunicii știu asta din străbunici. Arată foarte bine, este pufos. Eu vă doresc să aveți sărbători fericite și știu că ați muncit foarte mult în bucătărie și apreciez munca asta de bucătărie, nu este ușoară. Vă doresc să fiți binecuvântați și mai departe o să las și rețeta cozonacului meu, care de fiecare dată mi este perfect.